Universitatea Politehnică Timișoara, membru activ al Alianței Universităților Europene, contribuie la dezvoltarea ideilor și conceptelor inovatoare pentru Universitatea Viitorului. Alianța organizează evenimente și formate educaționale bazate pe provocări actuale, aducând împreună cercetători din diferite domenii pentru proiecte de cercetare orientate spre misiuni specifice și oferind o platformă pentru inovații centrate pe oameni. Toate aceste inițiative sprijină viziunea Alianței de a crea un campus universitar european comun. După prima adunare generală desfășurată la Timișoara, în perioada 5-6 martie, o delegație a UPT a participat la cea de-a doua întâlnire, care a avut loc în Fulda, Germania. Evenimentul a reunit numeroși membri, oferindu-le ocazia să cunoască mai bine Universitatea de Științe Aplicate din Fulda, care a devenit membru cu drepturi depline în octombrie 2023. În cadrul adunării generale, reprezentanții UPT, alături de partenerii de proiect, au participat la forumul de leadership. Aici, liderii partenerilor au avut ocazia să facă schimb de idei, concepte, provocări și interese privind agenda de cercetare a Alianței. Majoritatea partenerilor au convenit ca cercetarea desfășurată în cadrul Alianței să pună accent pe cea aplicată, cu o implicare puternică în strategiile de dezvoltare regională, mai degrabă decât pe cercetarea fundamentală.